Kisses back, Matthew Coma, 9 și 31 de minute. Bună dimineața, București, pe 98.3 și online pe bucureștefm.ro. Sunt într-o situație specială din care trebuie să mă salveze cineva într-un fel sau altul, pentru că în studioul București FM au venit în primul rând trei prietene, după care au venit trei artiste, trei doamne frumoase și pe care eu le admir de foarte mult timp și cu care, mă rog, cu unele dintre ele am legat în timp o prietenie. Noami Dinescu, bună dimineața! Bună dimineața, vrei să te salvăm? Mă, aș avea nevoie de... dar trebuie să vină altcineva ca să păstrăm proporțiile. Trebuie să mai vină un bărbat sau doi pe aici ca să fie echilibru. Cred că doar doi. Doar doi? Doar da. Doi. Bună dimineața și Ioana Voicu. Bună dimineața. Bine ai venit pe la noi. Florina Constantinescu, bună dimineața. Bună dimineața. Eu am căzut sub masă. Deja mai mi-ai spus atâtea complimente de dimineață că nu știu cum o să fac față. Dar nu ți se pare normal, logic și firesc? Mulțumim. Prima legătură, primul lucru în comun al celor trei doamne de aici din studioul București FM este arta, pentru că sunt artiste. Doamna Noami Dinescu, da, e cunoscută pentru arta de a-și face părul, buclele și din când în când pentru arta de a face mâncare pe la televiziune, dar nu a mai fost de mult. Nu mai gata? De ce? Păi, încep să mă doară genunchi. De a cărat mâncare sau ce? Nu, la preparate? Mănânc, dar mănânc mai puțin și ca da. Să nu mă mai duc uh-huh. în ispită, uh-huh. mai rarisim așa și mai slow. Am aflat eu că cel mai mare hobby al Ioanei Voicu este mâncatul. Da, da. Ai da. Serios. Deci am aflat chestiunea aflat asta. Bine. Pe lângă mănâncă cântat, din joi în Paști. Da, pe lângă, cântat, ai apucat și de mâncat. Da, dar să știi, uite, mănânc numai lucruri nasoale. Cum ar fi? Cartofi prăjiți, paste, chestii de genul acesta. Și cum reușești să te menții? Nu mănânc dulciuri. M-am scos aici. Deci dulciurile sunt o travă pentru organism. Dacă nu organism. Mi-e poftă, nu mănânc și n-am poftă de dulciuri. Foarte uh-huh. ciudat, I know, sunt o... Iar cu Florina Constantinescu m-am mai întâlnit eu de câteva ori, ca și cu Noami Dinescu, pe la mare, pe la Radio Vacanța. Mare, da. A fost frumos, au fost clipe frumoase. Pe atunci te chema altfel, aveai nume de scenă? Neapărat că mă chema altfel, dar eram în perioada în care îmi doream foarte mult să fiu cântăreață și atunci aveam un nume de scenă, Miss G. Uh-huh. Între timp am renunțat la cariera muzicală, dacă pot să-i spun așa. Și te-ai apucat de cariera de mămică. Și de mămică, și de dar mi-a plăcut mai mult televiziunea. Și în televiziune. Serios, și... era visul tău de... mică mămică? Mică mămică, mă rog, nu plănuiam niciun copil pe vremea aceea. În 2013... și țin minte exact pentru că atunci mi-am început de fapt cariera în televiziune. Când uh-huh. ne-am întâlnit noi la mare, veneam cu proiectele muzicale, dar Vara pe Val. Da. Și atât de mult mi-a plăcut și culmea tot la TVR2 era. Da. Chiar am început la TVR2, m-am întors la TVR2. Atunci m-am întâlnit și eu cu ea. Tot atunci am cunoscut-o. Și am un amendament la ce a spus ea mai devreme. Eu cred că ea și-a pus cariera de cântăreață, ca să zic așa, în stand-by, n-a renunțat. Pentru că eu am auzit-o cântând, eu așa am ținut-o minte pe Miss G, pentru că ea nu mai cântă în ultima vreme, dar eu știu cum cântă ea. Și e păcat să stea așa. Dar e o perioadă în care stăm un pic, că ne creștem copiii, bine, consolidăm... nu e o prioritate... Cântatul acum. Da. Și mă simt mult mai confortabil în televiziune. Vă mărturisesc ceva. Aveam foarte mari emoții când eram pe scenă în fața publicului. Tot timpul eram atentă la ce fac, să nu greșesc, ce ori zice cei care mă urmăresc. Nu știu, aveam așa un stres continuu. Cred că mi-am setat o barieră. Și atunci emoțiile mi-au dat puțin la temelie și cred că ăsta e unul din motive pentru care în televiziune mă simt mult mai bine, pentru că în studio, în direct, chiar în direct, nu am emoții, mă simt ca acasă, mă simt eu. Hai să facem în felul următor. Câți ani de televiziune ai, Noami Dinescu? De prin 2000. Deci sunt cel puțin 17 ani și jumătate, sigur. Ioana, voi cu 9 ani și tu? 5. Uite. A rămas numai televiziune, Noami Dinescu? Deocamdată da. Dar nu pentru că așa vreau eu. Uh-huh. Așa s-a întâmplat. Îți place mai mult totuși? Adică te-ai îndrăgostit de televiziune între timp? În 17 ani și jumătate? Eu cred că sunt legate. Și radio, și televiziunea, și muzica, și teatru. Sunt legate cu un fir nevăzut.
care nu face altceva decât să te țină cu capul la lumină. Mm-hmm. Se zice că mai aveți un lucru în comun, și anume o emisiune pe TVR2, mm-hmm, în fiecare zi, de luni până joi, de la 14 și 10 minute. Nu, 14. Doar 14. S-a schimbat. S-a schimbat? A trecut era cu 14 și 10, da. Gata, a scăpat de, de promo și reclamă? Da. Intră după noi. Băi, da. A, păi, de la ora 14. După ce se adună audiența, gata, băgăm și publicitatea. A vrea până înainte teleshopping. Oh, da. Dar să știi că nu stăm rău, zisea bătrână, că i-aș permite. Știi cum se duce timpul? Nu stăm rău deloc. Păi, tocmai asta spuneam, dacă publicitatea apare după emisiune și nu înaintea ei, înseamnă că lucrurile merg bine. Doamne ajută! Se zice că este o emisiune în care voi chemați oameni care au ceva de spus, care zâmbesc în fiecare zi, numai oameni pozitivi. Am văzut că ieri ați și gătit. Uh-huh. Da. Fiecare joi... A fost ideea ta, Pumpăriu. Nu, să știi că nu. Păi nu pot să mănânc în timpul emisiunii. Ce facem? Păi poate după. Păi în timpul emisiunii gătești. După am mâncat eu. După am mâncat Flori. Uite că ea e... Ia hali tot, așa Floria. Păi trebuie să mănânc pentru doi. Cine v-a unit în proiectul ăsta? A avut că e un proiect... E un cel proiect mai... de suflet al TVR-ului, da. Nu știu cine ne-a unit, dar ne-a unit bine. Știi? Adică văd că v-a sudat bine, da, de tot. Ne-am sudat. Ideea proiectului a plecat de la un format cu patru fete, fiecare diferită, fiecare cu personalitatea ei, cu opinii diferite, și trebuia să fie așa un soi de controverse între noi și să avem tot felul de opinii. Dar nu este ceea ce văd eu la televizor, adică ăsta ar fi trebuit să fie scopul inițial. Da, fiecare vine cu, păi eu, de exemplu, să aia înverșunată și pragmatică și cu... modernul, cu tinerii și așa mai departe. Nu am ei care le știe pe toate. Evident. Da, evident. Cu gura mare. Așa. Da. Eu sunt ok. Și Flori e nebunatica. Deci ea este... Bine, eu sunt cu glumele, cu Caterinca. La mine... da. Ce fel de oameni vin la voi în emisiune, nu am ei? Cine vrea. Nu cred. Cine mai dorește, cine că mai și poftește. Și eu doresc să ajung la voi în emisiune și uite, încă n-am reușit. Păi deocamdată ați venit, voi la mine în emisiune. Păi stai, tu ești bărbat, ești păi mai... Vezi? Da, dar el și-a trimis emisarii. De fapt, București FM și-a trimis emisarii. A fost ieri un băiat de la el care ne-a dat pe spate la propriu. Dar de la noi a venit Alex Minculescu ieri. Mm-hmm. Noi nu știm atât de vorbăreț, o, știi? Va, în echipă, știi cum a fost? Ne-a plăcut de el maxim. S-a simțit bine între trei fete, știi? Asta cred că a fost motivul pentru care a fost atât de relaxat. La noi e destul de... ușa e deschisă pentru oamenii care au ceva de spus, pentru povești interesante, pentru lucruri care să ne motiveze. Că și așa de jur împrejur e plin de fake-uri, e plin de lume care vrea să pară într-un fel, dar realitatea este altfel. Este altfel? Nouă ne-a ajuns atâta mistificare. Noi suntem noi așa cum ne știm. Eu simt nevoia să clarific niște lucruri cu fetele astea două, ca să vă intre bine în cap. Ea nu e doar cu glumele și cu cum a zis ea. Ea este o fată foarte veselă. Are o veselie și o bonomie în ea și o bunătate care nu știu de unde îi vine. Dar e o bunătate firească. Ea nu face eforturi să fie bună. Eu poate fac eforturi. Că uneori mie să venim pe aici. Nu e adevărat. Nu foarte bine, dar te cunosc și nu sunt de acord cu tine. Mai stai în intimitatea mea. Și Florina mai are ceva. Sunt mai relaxat așa de fel. Florina are o minte brici. Da, ține minte. Are o minte brici. Noi trecem pe desfășurător înainte. Da. Și pe mine mă ia emoția în fiecare zi. Eu înainte de emisiune sunt paralizată. Trebuie să scop buletinul să văd cum mă cheamă. Iar ea râde foarte rău. Ce ai de mă că am vorbit adineori? Da, și acum. Mai e ceva. Faptul că eu știu că e acolo, că e indiferent dacă eu uit ceva în ordinea cronologică, Florina ține minte și știe. La un moment dat am uitat, nu știu ce să zic, că pe mine mă ia emoția, mă ia emoția și mă ia valul. Și odată întoarce Ioana și toi mari verzi la mine și zice ceva, dă din ochi de două ori și eu mi-am amintit. Da, asta vreau să spun, de ce o l-auzi doar pe Florina, că eu o cunosc foarte bine și pe Ioana. Păi am văzut-o și la Eurovision. Ioana vorbește mai puțin, dar face lucruri care te aruncă imediat la locul de unde trebuia să pleci, adică în mod normal. Adică dacă ea a uitat ordinea cronologică, eu nu îi spun ceva. Sau nu, trebuie nu, doar nu. Să mă uit. Da. Știi? Ioana, ok, imediat. Verzi. Ok. Ne-am completăm. Da, ne-am sudat la modul că... mai avem controverse, dar avem controverse care țin de principii, de opinii, de... dar e o chestie între noi care ne leagă, pentru că dacă ați fi niște muște mici la noi în redacție, în cabină, unde repetăm așa, pe desfășurător înainte de emisie, să și repetăm înainte? Noi da. Noi da.
Noi da. Pentru că suntem deci trei nu toate fete. Televiziunile, că tu ai mai umblat prin alte televiziuni. Deci nu în toate televiziunile. Știu, dar noi suntem trei, suntem trei temperamente diferite. Eu întreb cum se face că nu știu, lucrez la radio. Și noi avem un desfășurător de care trebuie să ne ținem. E adevărat, eu vorbesc mai mult ca așa acum, taci din gură. Taci din gură. Așa. Da. Eu încerc să nu mă bag peste ele ca să nu mai vorbim una peste alta, pentru că nu înțelege nimeni ce vorbim. Și am eu sunt disperată să fiu mai temperată. Să nu fie pauză, știi? Pentru că eu am disperarea să nu fie pauză în emisiune. Că pauza e Adela Mărculescu care strigă: hai că e burtă! Adela Mărculescu fiind producătoarea voastră? Nu, a fost profesoara mea, actrița Adela Mărculescu. Noi râdem înainte, în cabină, pe desfășurător, cum nu-ți imaginezi. Deci, ideea lui a fost să pună producătorul camera ascunsă, da, fără să ne anunțe. Se fac acolo emisiunea. Mi-ar plăcea să văd așa distribuit pe Facebook, peste tot pe Instagram. Să vorbesc cu Ștefan, producătorul nostru, voi. Să ne pună o cameră, nu ne spunem ce zi, și noi să ne facem de cap. Și după care să... Bine, cu condiția să nu ne schimbăm acolo ziua respectivă, că, că noi acolo ne și schimbăm, știi? Da, bine, da, acum... da. Și asta e adevărat. Blurăm. Și acum revenim la subiectul invitaților voștri. Care ar fi cel mai interesant lucru pe care l-ați aflat, pe care nu știați și pe care l-ați aflat la voi în emisiune? Că bănuiesc că se spun lucruri interesante, mai puțin știute și mai puțin auzite, poate chiar mai puțin dezbătute pe la radio și pe la televiziune. Se ferește lumea de obicei să ne dea lucruri din casă, dar Ștefan Stan la un moment dat ne-a spus că a fugit de acasă vreo 2 săptămâni. Da, și n-a mai spus la nimeni. Da. Chestia asta. Acel Ștefan Stan de acel la Ștefan Vocea Stan, României. Da, da, da. Deci a fugit de acasă? A fugit de acasă, da. Și după 2 săptămâni și-a dat el seama că tot mai bine era mama. Aha. Dacă era vorba de mame aici, cum l-a crescut și cum se comportă mama lui cu el, cum s-a comportat în copilărie. Și zice săracul, prin ce a trecut mama, că am plecat de acasă. Deci na, a fost o poveste foarte interesantă. Asta este un lucru din viața neștiută a unui artist din România. Exact. Avem și un tip de breaking news-uri, să știi. De exemplu, acum 2 zile a fost domnul Marius Echim, cercetător de la Institutul de Cercetări Spațiale, care a venit așa în ultima clipă să ne calmeze, că era pe toate burtierele la televiziuni, urmează tremur, o furtună, da. furtuna solară. Da, da, da. Și omul a venit să ne spună: nu e, frate, nicio furtună solară. Sigur, omul vorbea în termenii proprii lui. Dar așa, a venit să ne liniștească, știi? Și atunci am scris și noi la noi pe burtieră: nu există, domne, furtună solară. Așa, ți-am avut și breaking news în Mai avem. Deci a aflat și lucruri de astea interesante. Și am văzut că e și cineva care gătește acolo, face de mâncare. Ieri ce ați gătit? Eram gătit noodles. Noodles. Mâncare asiatică. Dacă n-am gătit noi. Noi am chibițat acolo. Da. Gătit Aida Parascan, care o să fie în fiecare joi cu o rubrică culinară. Afli lucruri noi? Eu? Da. Sunt lucruri noi pe care le afli în bucătărie? Nu. Deci nu mai e un secret pentru tine toată, de-aia te-ai și lăsat de gătit. Știu să gătesc tot. Ea a spus că nu-i ajunge mâncarea asta nici pe măsea. Ui, foame. A gătit Aida o chestie de post foarte bună. Dar erau numai legume. Era noodles de orez, mie nu-mi place orezul deloc. Așa, nu e bine că reține apa. Bun, niște legume. Da. Niște varze, niște ardei. Urechi de lemn. Urechi de lemn. Ce mă, o ceapă și niște cartofi. Și-a dat și proporțiile, dacă să vezi cât de precisă e Aida. E foarte. Da, e adevărat. 100 de grame de aia, 100 de aia, 100 de aia. Păi zici, și proteina unde? Zice, din brocoli. De aia nu pusese brocoli. Mi-a dat sfaturi. Asta mă aduce aminte de un sketch de mult. Era și filmat și în alb negru al Stelei Popescu. 2 grame de aia, 2 grame de aia, 3 grame de orez, 4 boabe de fasole și așa mai departe. Cum e să lucrezi pentru televiziunea națională, pentru televiziunea publică, pentru care mulți dintre noi au așa o afinitate deosebită? Și acum o spun cu toată sinceritatea, nu am. Eu sunt foarte mândră, pentru că nu mi-e rușine. Sunt locuri unde oamenii... Uite, eu sunt unul dintre oamenii care, cu mâna pe inimă, spun lucrul ăsta, iubesc radioul național și televiziunea națională. Mi tu. Când faceți loc, luați-ne și pe noi, că suntem buni. Suntem cât loc avem. Vrem să lărgim locul ăsta și mai avem nevoie. Eu sunt foarte mândră de faptul că lucrez în televiziunea națională. Este foarte curat, în sensul real al cuvântului. Nu ne pune niciodată nimeni nicio piedică, nu se bagă nimeni. Noi avem regizor, avem echipa, avem producătorul, e foarte politicos. Ștefan Stănescu este foarte drăguț. Vine și ne întreabă: fetelor, cum a fost? Ceva reclamații, ce aveți de zis? Și nu numai, dar după fiecare emisiune, bravo fetelor, ați fost extraordinare. Vine și ne pupă mâna. Deci mi se pare extraordinar că un domn în ziua de azi mai face asta.
dar să-ți fie da. Și producător și să, chiar dacă n-a fost emisia poate okay, cum și-a dorit da. El, mm-hmm. ne încurajează, adică niciodată nu ne contează demontează, foarte. Să ne da. Demoralizeze, exact. Să, nu știu, să ne pierdem încrederea. El tot timpul vine în sprijinul nostru, bravo fetelor, e extraordinar, dar hai grăbiți puțin, da. Ați depășit. Da. Ne iau până ușor, acum e minunat, așa. Dar hai că scoateți invitatul că nu mai avem timp pentru următorul. Să vă că noi ne simțim așa de bine, încât ne întindem mai mult decât și e timingul ăla de care trebuie să ții, știi? Și acum vreau să întreb pe Ioana Voicu, pe lângă faptul că este persoană publică, e vedetă de televiziune, apare la televizor de ani și ani și ani, pe la MTV vorbea de cam ce dăm noi pe mm-hmm, aici, mm-hmm, exact. Acum la televiziunea publică face cu totul și cu totul altceva, dar e pasionată de cu totul și cu totul altceva, pentru că am auzit-o cântând frumos. E nepoata marelui Ion Voicu și fiica lui Mădălin Voicu și nu se putea altfel să nu fie și ea un pic muzician, nu? Un pic mai mult. Da, poftim. Deci a rămas mult mai mult și la tine talent. Da, de la 5 ani până la 20 de ani am făcut vioară. Întrebarea firească. Deci... când o să te aud, o să te văd cântând în emisiunea ta? Aha! Ce-am vorbit noi ieri în redacție? Serios? Asta ați vorbit? Da. Și unde era? Lângă mine. Nu stai, strâng o cameră ascunsă în redacție. Clar. Când o să te vedem, o să te auzim cântând la vioară în celebra ta emisiune, se zice că, de la TVR2, de luni până joi. Păi, cazul... ai făcut și o rimă. În cazul acesta, că m-ați dat în vileagul, poate în cel mai curând timp. Nu, nici nu m-am gândit la chestia asta, știi? Pentru că în ultima vreme am cântat mai mult cu vocea decât la vioară. Anul trecut am avut un concert aici la Sala Radio împreună cu tatăl meu și Alexandru Tomescu, dublu de Bach. Și vreau să spun că nu mai pusesem mâna pe vioară de aproape 8 ani de zile. Deci pentru mine, în 3-4 luni de studiu, eu mi-am revenit la cum eram înainte să mă las de conservator. Voce sau instrument? Instrument, vioară. Voce sau instrument? Ce alege? Acum? Uh-huh. Voce. Acum, în momentul ăsta... voce. În acest moment al vieții tale, voce. Păi nu se înțeleg niște lucruri acolo. Că eu mă gândeam ca tu să cânti la vioară și ea să cânte la voce. Dar se poate și invers? Dacă vrei să închideți televizorul instant, da. Îi dau niște lecții de vioară lui Flori. Da, în vreo 10 ani așa o să fiu capabilă să-mi scot două note. Nu. Știi, nu. Deci e bine să, Ioana, că... e bine să mai nu știu, să experimentezi și alte lucruri, alte instrumente. De exemplu, eu am făcut vioară atâta timp și am zis să trec și la voce, măcar mai cresc în nu știu, în, ca experiment. În altă direcție, exact. Dar tot în tot în muzică. Tot în muzică. Vreau să întreb din nou pe Noami Dinescu, dacă ar fi să se apuce de ceva în momentul ăsta. Lăsăm actoria deoparte, lăsăm televiziunea deoparte, lăsăm tot ceea ce faci tu deoparte. Dacă ar fi să te apuci de o meserie în momentul ăsta, la ce crezi că te-ai pricepe cel mai bine? Medicină. Medicină? Ți-ar plăcea să fii medic sau asistent? Adică să practici sau să stai acolo, să scrii rețete, să tratezi pacienți? Nu, aș vrea să fiu medic, să mă ocup de oameni. Deci ți-ar plăcea să fii medic. Dar știi că e destul de costisitor... Da. În România să fii medic. Știu. Din toate punctele de vedere, meseria nu e foarte bine plătită. Știu, am prieteni mulți medici, de-aia și nu și doresc. Deci îți doresc să ajuți oamenii, în scopul ăsta vrei să ajungi. Știi medic. Știi cum e? I-am spus și colegului tău, care are emisiunea aia de noapte, serviciu de noapte lui Crainicului, Felix Crainicu. Eu cred că doctorii fac parte din categoria aia care ascund sub hainele lor aripi danger. Pentru că mi se pare absolut fabulos să te duci cu un om care nu mai e funcțional sau care e în criză și după niște ore să-ți iei omul de acolo pe picioarele lui. Adică eu cred că peste asta nu este nimic. Adică tu îi vezi așa, niște meșteri umani. Sunt supra-oameni. Sunt supra-oameni. Deși noi nu ne gândim la ei întotdeauna ca la oameni și așa ne gândim, ca la niște supra-oameni. Și totuși ei sunt oameni. Și ce mi se pare impresionant, ca să continui pentru scurt timp discuția cu tine pe tema asta, ce mi se pare impresionant este că lucrul ăsta se întâmplă în timp ce medicul ăla mai are 5 pacienți, cu toți în urgențe, adică exact. Nu se ocupă doar de tine, se exact. Ocupă de mult mai multe lume. Eu am prieteni medici, am avut diverse situații și am castat pe la gardă și i-am văzut cum fac. Contează extraordinar de mult și comportamentul pacientului, care trebuie să realizeze că nu este el singurul și să nu mai... fii așa, știi, năvalnic, eu, să te uiți un pic și la oamenii de lângă tine, că poate e unul mai rău decât tine, tu mai poți să suporți jumate de oră, adică un pic de generozitate poate nu ne-ar lipsi, iar medicul ia și pe celălalt care stă la rând de mai mult timp și cel care e grav, adică și el este tot om și de multe ori iese din gardă. Ei fac gărzi 24 de ore
Și eu după 8 ore sunt obosită praf. Cum ați reușit totuși trei personalități diferite, total diferite, Noemi Dinescu, Ioana Voicu și Florina Constantinescu, cum ați reușit să vă închegați, să vă sudați într-un timp atât de scurt, că veniți și din zone Știi diferite? Cum? Zodia. Deci da. Taurul se înțelege perfect deci cu fecioarele. Mai găsim ceva în comun. Exact, da. Eu okay. cu Florii suntem Taur. Iar Noemi este fecioară. Taurul cu fecioara, compatibilitatea 100%. Bine, zodii de pământ. Tu crezi în asta? Da, eu cred în... Păi și nu v-ați gândit, în afara faptului că faceți o emisiune împreună și mă gândesc că va deveni una dintre cele mai bune emisiuni din câte sunt pe televiziune la ora aia, chiar sper, la câte porcării vorbeam cu Noemi, că sunt pe televiziune, îi spuneam, îmi pare rău, eu nu mă uit la ora aia la televiziune, că nici nu știu ce e la ora aia la televiziune, dar ieri m-am uitat la emisiune și mi-a plăcut tare, tare mult. Cum de nu v-ați gândit să dezvoltați mai mult de atât, poate și un proiect online, poate și, abar n-am, ceva pentru la vară, chiar la vară aveți de gând să scoateți emisiunea aia la aer? Care, la vrea. Care emisiune? La aer? Dintre ca, din cu cabină sau din, de la repetițiile noastre? Nu. Emisiunea din studio, da. Emisiunea din studio, dar nu știm. Nu știm. Nu depinde de noi. Mi-a da. Plăcea da. Așa să vă văd pe plajă. Și mie mi-a plăcea. Nu? Da. E frumos să noi la pe plajă ne-am cunoscut. Da. Serios? Eu cred că... Eu eram la TVR1, iartă-mă, Flori. Eram la TVR1 la Vara pe Val și Florina era la TVR2. Și Ioana? Eu eram atunci la Dolce Sport. Da. Păi am lucrat MTV, da, Music Channel, da. Dolce Sport și așa am ajuns, după aia am ajuns în TVR. În TVR te simți cel mai bine, da. Văd că ți se potrivește mănușă, ești în largul tău, exact. Acolo. Dintre toate proiectele pe care le-ai avut la TVR, asta este cel de suflet sau te-ai simțit bine și în alte locuri? Se zice că și Eurovisionul, sunt cele două de suflet. La câte selecții naționale Eurovision ai participat? Nu, adică nu te gândi că zic că ai cântat, ai participat, adică ai prezentat, co-prezentat. Patru. Mm-hmm. Care a fost cea mai de suflet? Cea mai de suflet la Craiova. Era și Flori, da. Și cea de anul trecut. Cea de anul trecut. Mm-hmm. Cea de anul ăsta? A fost ok, a fost foarte repede așa, adică pe repede înainte. Nici nu știu când a trecut toată. Nu prea am înțeles nimic din tot ce s-a întâmplat la Eurovision. O, te vreau să întreb și pe Noemi. Noemi, tu te uiți la Eurovision? Da. Serios? Îți place concursul? Atât cel mare cât și selecția națională din n-am România? N-am văzut toate selecțiile naționale, că n-am fost acasă mereu, dar la selecția finală am fost în sală cu Flori. Noi două așa. Am râs, ne-am mustrat și am muncit. De ce ați râs? Așa, că ne-am simțit bine. Deci, da. Eu vreau să aud de ce ați râs voi la Eurovision, ca să vă spun eu după aia. De ce am râs? Mai știu, de tot. Serios. De bine, am râs la modul că ne-am simțit bine, da. Știi? Nu că am avut ceva... Te duci la un spectacol și te simți bine. Râzi de tine, râzi de lumea din jur, nu știu, găsești tu. Da, că era lume veselă pe acolo. Era, am văzut da. Că erau numai zâmbete prin sală și pe scenă. Atmosfera și pe... foarte mișto da. Și spectacolul în sine. Ce vreau să rețină cei care ne ascultă și mai ales fanii Eurovision și cei care mai ascultă Bună Dimineața București, pentru că știu că noi tot vorbim despre concursul Eurovision, este că la acel concurs, și acum vă spun pentru că eu știu, văd lucruri și le și cunosc, la acel concurs se muncește extraordinar de mult. Așa este. Nu poți face totul într-un timp foarte scurt, cu un buget foarte mic, cu foarte puțini oameni și într-un proiect de amploare. Exact. Pentru că proiectul centenar al Eurovisionului a fost unul destul de mare. Dar ceea ce a ieșit și mai ales în finală e de lăudat. Chiar este, pentru da. Că, și... pentru că știu că s-a muncit foarte, foarte mult. Da, și Petre Năstase a făcut un lucru foarte mișto. Cu... Bine, și Petre Năstase și... face minuni. Până și grafica și de la vrem tot. Vrem minune, absolut... sună-l pe Petre Năstase. Absolut tot a fost foarte, foarte mișto. Eu mai am 3 minute, după care vin colegii mei de la Radio Constanța. Gata, ne dai afară? Repede, s-a nu, dar vreau să vă uitați acolo la cameră, așa. Tu acolo, da. Voi acolo. Da. Și da. Să încercați să îi convingeți pe cei care se uită la noi în momentul ăsta. Ca luni de la ora 14, pentru că emisiunea voastră este de luni până joi, da? De da. La 14. Luni de la ora 14 să dea pe TVR2 la se zice că... Ce se zice că? Se zice că să nu vă pună cineva să nu vă uitați la noi de la ora 14, că să vedeți ce gânduri vă trimit. Eu tocmai am pus. Păi nu-i nimic, eu vă umple jurat. Noami frigiderul. Da. De luni până joi la ora 14 să fiți cu noi, să da. Vedeți... La ce să vă uitați la de la două? Unde n-aveți să vă uitați? N-avem la ce altceva. Mai e valabil da. Sloganul ăla? Nu știu dacă mai este sloganul postului, dar s-a potrivit de data asta. Care? Veniți cu noi pe programul 2? Veniți cu noi pe programul 2? Nu, acum avem de două ori mai multă voie bună. Da. Aha, Flori, da, zile da. Și tu ceva, că noi i-am înjurat. Da, eu am stat tăcut aici. Nu știu, rămânem după emisie, mai povestim. Să știți că e foarte puțin o oră pentru... Da, tu dai seama puțin, ce da. Frustrare avem noi.
că se termine emisiunea și noi apucăm să vorbim cât am vrea cu invitații. Că eu mai am și întrebări de alea grele, știi, aș vrea să... Pentru asta, nu, mi s-a inventat online-ul și mi-ar plăcea ca emisiunea voastră să continue încă 2 ore pe online, pentru că mie îmi place tare, tare mult ce se întâmplă acolo. Adică, pe TV, înțeleg, o oră cu invitații, dar mai vreau 2 ore de bârfă și de gătit pe online. Am câștigat 2 lucruri de la el, 2 idei. Să continuăm emisia pe online și să scoatem emisiunea la vară, la soare. La mare, la soare. Cum ziceam eu, conducerea? Conducerea! Vă uitați? De la mare, de la soare, de la mare depărtare vine de 10 ori România în această dimineață, de la Radio Constanța, de la colegii mei de la Radio Constanța. Faci din iarnă vara? Mai faci din iarnă vara sau nu? O să fac, da. Promit. Promiți? Promit. Că vine iarna, iar săptămâna viitoare, știi? Nu știam, dar dacă vrei, vin și-ți cânt melodia. Și să îmbrățișați marea pentru noi. Îi spuneți că o iubim. Să aveți parte de zi perfectă și plină de zâmbete. Nu uitați să vă uitați pe programul 2, luni de la 14. În fiecare zi de luni, marți, miercuri, joi, se zice că... Nu, Amidinescu, Ioana Voicu și Florina Constantinescu, mulțumesc și vă mai aștept pe aici. Și noi și vă și o zi frumoasă. De la Răzvan Petre, un weekend frumos, așa cum îl meritați. De altfel, ne reauzim luni dimineață la 6:30.